cu termenul. Da. Practic, noi nu mai avem meciuri ușoare, indiferent că sunt la noi acasă sau sunt în deplasare. Meciurile sunt toate grele și prin prisma rezultatelor care le-am până acum, orice meci e foarte greu. Sperăm să venim acum și cu puncte în următoarele partide, pentru că, cum zic, că jocul nostru, mai ales în apărare, s-a îmbunătățit foarte mult. Ne-a dat încredere o repriză bună la Reșița și un 45-50 de minute cu Dinamo, foarte bine jucat în apărare. Au fost niște greșeli în atac, practic, care ne-au dus la pierderea punctelor din meciul cu Dinamo, în condițiile care am condus cu 5 goluri diferență, cam în minutul 40. Așteptăm, ne dorim cu toții să obținem puncte din meciuri importante, din confruntări importante, unde contra candidatele noastre la play-off, sperăm, vor pierde. Șansele depinde Încă există. Încă există. Timișoara și Baia Mare vor veni la noi la Târgu Jiu. Sperăm să învingem în meciul ăsta și este absolut obligatoriu să câștigăm puncte din niște meciuri grele. Cu CSM la noi acasă, la Odorhei, la Steaua, trebuie să câștigăm 6 puncte, poate din meciul ăsta 3. E greu, dar sperăm să putem face. În calcul la puncte, cam câte puncte vor fi necesare pentru a termina în primele 8? Știu că l-ați făcut de aici. Am făcut permanent calculele astea, le-am tot făcut și le-am tot schimbat. Au fost și rezultate care ne-au și avantajat, au fost după aceea rezultate care ne-au dezavantajat. Calculele se fac în permanență și de aceea spun că încă avem posibilitatea de a prinde loc de play-off. Ce probleme vă nu foarte grave în modul de față. Bun, ok, se știe operația pe care a suferit-o Chiruț și va fi indisponibil, cred că, până la începerea play-off-ului. Dacă recuperarea va merge bine, e cam singurul în momentul de față cu probleme care merită menționate. Mulțumesc. Să fie.